Medicul Adrian Negoiț a fost condus astăzi pe ultimul drum. La funeralii au participat sute de persoane, multe dintre ele cadre medicale, prieteni de-i doctorului, dar și pacienți. Sunt oamenii cărora le-a salvat viața sau de care avea grijă, dându-le sfaturi și tratamentul potrivit. Pentru această categorie, cardiologul Adrian Negoiț avea o grijă aparte. Nu ezita să le ofere mereu informațiile de care aveau nevoie, indiferent de starea sa de oboseală. Această dedicare pentru profesia de medic s-a văzut și într-una din aparițiile sale într-o emisiune la TV Buzău. Pentru o persoană... orice problemă, orice suferință, clar are o cauză. Trebuie identificată cauza, în primul rând să se adreseze medicilor de familie, medicii de familie îi consultă și îndrumă către specialitățile. Cum stăm la capitolul prevenție, domnul doctor? Foarte rău. Foarte rău. De unde ar trebui să începem? Dacă putem să... De fapt, clar putem să începem de undeva. Cine ar trebui să se ocupe de această prevenție? Tot cu ajutorul medicilor de familie, pentru că pacienții, na, primul contact îl au cu medicul de familie. De acolo trebuie începută prevenția. Această prevenție? Ce ar trebui sau către ce ar trebui să îndrume medicii de familie pe Buzoieni? Scăderea sau chiar eliminarea tuturor factorilor de risc care predispun la... Adică acolo să li se recomande stilul de viață sănătos, da? Mi-a rămas în minte ceea ce mi-a spus Claudiu, eu trăiesc prin cardiologie, iar pentru mine fiecare viață salvată e un lucru extraordinar și mă motivează să merg în continuare și parcă nu simt oboseală. Niciodată nu spunea nu, după gărzi, chiar dacă era extenuat și obosit, își continua activitatea. Și pentru el nu exista nu pot sau nu văd un pacient. Medicul Adrian Negoiț a venit să profeseze în Spitalul Județean în urmă cu 3 ani și în scurt timp a devenit șeful secției de cardiologie. Inițial a profesat la Institutul Fundeni din Capitală, unde a rămas impresionat de numărul mare de pacienți tineri cu afecțiuni cardiace. La un moment dat a decis să revină în orașul în care s-a născut, unde a găsit un număr impresionant de bolnavi ce aveau nevoie de ajutor. Bun, familia și perspectiva de a face lucruri în plus față de ce exista până atunci. Ce ați întâlnit la Buzău când ați luat contact în primele zile, da, cu Spitalul Județean? Cum l-ați găsit? Mare de pacienți care aveau nevoie de ajutor medical, vorbind de cardiologie. În urma necropsiei, specialiștii au concluzionat că decesul tânărului medic s-a produs în urma unui traumatism prin cădere și a hemoragiei intracraniene ca efect al loviturii. Cu alte cuvinte, renumitul doctor a pierit în urma unui accident banal produs în propria curte din localitatea Vaduoi, comuna Gurateghi. Medicul a căzut pe spate, alunecând pe scări și lovindu-se cu capul fie de una dintre scări, fie de bordură, în apropierea căreia a fost găsit.